acum și cu durerea sumece vecilor. Joi, 29 octombrie, în comuna Marginea a avut loc ceremonia de învestire a primarului și a noilor consilieri. Evenimentul a început cu binecuvântarea unui sobor de preoți. Primarul, împreună cu cei 17 consilieri, au depus jurământul. Aceștia au respectat toate măsurile impuse de situația epidemiologică. Primarul Gheorghe Lazăr a declarat că a venit momentul schimbării. Acesta garantează că va fi primarul tuturor marginenilor și îi asigură că localitatea va fi pe mâini bune. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Marginea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mult succes! Mulțumesc frumos! Sunt deosebit de onorat și emoționat de faptul că azi am participat împreună la constituirea Consiliului Local și la investirea mea în funcția de primar al comunei Marginea. A venit momentul schimbării, moment care începând de astăzi ne responsabilizează pe toți enorm. Vreau să mulțumesc familiei, prietenilor și tuturor marginenilor care au avut încredere în noi. Vreau să le garantez tuturor marginenilor, inclusiv acelora care au avut altă preferință la vot, că voi fi primarul tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc pentru că în data de 27 septembrie ați considerat că sunt omul cel mai potrivit pentru funcția de primar al comunei Marginea. Vă asigur că localitatea va fi pe mâini bune. Este de la sine înțeles faptul că nu va fi deloc ușor și sunt conștient de asta. Însă împreună cu aparatul de specialitate din cadrul primăriei, împreună cu Consiliul Local constituit, ne vom strădui să facem față așteptărilor marginenilor, să punem în practică punct cu punct toate angajamentele pe care ni le-am luat, dar vom ține cont și de proiectele celorlalte partide atâta timp cât vor fi în interesul comunității. Am încrederea în Consiliul Local, chiar dacă are o componență atât de mare de culori politice și sunt sigur că va fi un partener de dialog constructiv și eficient. Important e ca toți să avem aceeași direcție, iar personal, pe toată durata mandatului, voi face tot ce ține de mine să dezvolt comuna la limita maximă. O să fac totul ce îmi stă în putere pentru binele comunității locale, tratându-vă cu respect, profesionalism, transparență și corectitudine. Le mulțumesc tuturor și dacă tot s-a încheiat campania, s-au ales conducătorii și s-au depus jurămintele, aș încheia cu a spune gata cu vorbele, de mâine ne apucăm de treabă.